Bun, și atunci care a fost problema lui cu dumneavoastră? Că vreau acum să vă citesc, pentru că e un moment important și o să vă citesc exact, este exprimarea domnului Mihai Stoica, da? Unii spun ce visează sau ce ar fi dorit să se întâmple, sunt niște aberații. Ok, nu am așteptat un om, un membru al staffului care întârzia, ăsta e stilul meu, eu am o problemă. Nu am vrut niciodată să mă înconjur de proști, mincinoși și de impostori. Dar, cel mai grav, mi s-a părut când un angajat al unui club sună jurnaliștii să le dea informații. Să ne oprim aici, vă rog. Ați dat informații din club către ziariști? Sunteți oameni de presă. Eu am vorbit a treia oară în viața mea de când vorbesc cu dumneavoastră. Sunteți oameni de presă. Dacă mie îmi scoateți un mesaj sau aduceți o dovadă că eu am dat ceva despre echipă în toată această perioadă sau am menționat vreun nume, acea sursă care tot îmi comanda articole sau care spunea din cadrul clubului că Strizul face, nu face și așa mai departe, da? Eu atunci ridic mâna și spun da, am dat. Bun. Nu m-ați auzit niciodată pe mine, singura dată, poate singur în care am ieșit și am spus, a fost în dimineața când m-a sunat presa de la aeroport și a zis, domnul Strizul, dumneavoastră unde sunteți? Dorm. Da, când n-ați plecat în cantonament. Și am spus că nu comentez. Da. Se poate interpreta că Strizul e acea sursă necunoscută care a vrut să-și facă rău, da, să denigreze. Da. Corect. Da. Dar vreau să îmi spuneți și mie, când m-ați auzit pe mine, în afară de flash-uri și de conferință, că am spus ceva despre echipă. Corect, nu există. Mergem mai departe. Eu am vrut să-l ajut. A luat bani degeaba un an și jumătate. De ce a luat bani degeaba? Nu știa să facă nimic. Omul a trecut prin toată tragedie, mă bucur că l-am ajutat. Cine îmi reproșează mie? Nimeni. E un om care 10 ani n-a fost în fotbal. Ați luat bani degeaba. Corect. Ce spune el? Da. Bun. În prima perioadă am fost la... m-a rugat Vasi să lucrăm pentru Unirea Constanța. Da? Chiar aș vrea să... dacă prin cei intermediu puteți să luați legătura cu unii dintre jucători. Era o echipă formată în viteză. Săptămâna asta s-a jucat la divizia C. Săptămâna viitoare s-a jucat la B. Am avut și victorii. Formasem un nucleu foarte bun. Dar ceea ce vreau să scot în evidență, așa prost cum îl crede MM-ul pe Stoica, pe Leo, am dat 3 jucători la lotul național pentru campionatul european. Și titulari. Și Chirițoiu și Ciuciulete. A mai fost Șuteu, dar care nu a prins lotul. Jucători care unul mai cochetase, altul nu cochetase cu echipa națională. Poate să vă confirme și Văsăi, lotul, antrenorul Adrian Văsăi, da. Da. În care discuțiile care le aveam cu el, în care trebuia să vorbim care este cel mai în formă, pentru că mai era ca și atacant Tudor, da? Și în care să-mi exprime eu punctul în care cine este cel mai în formă. Și ca să dai 2 jucători într-o echipă în care era formată numai de copii. Mă bănuiesc că acești jucători nu cred că au venit pe la antrenamente și or fi stat, ne-am uitat pe la filme și așa mai, ce vreți, orice în afară de fotbal. Sunt 2 jucători care pe timpul cât au lucrat cu mine, da, trebuie să-i sunați, primeam telefoane și vorbeam, ținea legătura și cu părinții și erau foarte mulțumiți și ca să dai 2 jucători la lotul național. Deci, pur și simplu, a fost, nu știu cât a fost lotul, 24, 23. Sunt 2 jucători care au participat la cel mai important, la cea mai importantă să spun, din viața lor, o participare cum e campionatul european. Nu. Pentru că s-ar putea să n-ai și fotbalist bun. În carieră, să nu te mai întâlnești. Să nu te întâlnești cu așa ceva. Corect.
Bun, mergem mai departe. Spune așa domnul Stoica. Am vorbit cu Olaru la un antrenament și după m-a întrebat cine e ăsta. Omul săracul nu are nicio logică. Chiar mi-e milă de el. Nu știți jucătorii de la FCSB? Vi s-a întâmplat să nu le cunoașteți jucătorii, să le încurcați vânte pentru că, da, pe de altă parte... Da, la primul interviu, la primul primul flash de la Brăila, la... da? Atunci a fost primul meci. La Brăila am intrat într-o săptămână în care trebuia să jucăm de 3 ori cu ei în luna decembrie, da. Am, adevărat, am făcut o greșeală de schimbări, în care am spus că el a intrat și ceva de genul că el ieșise. Bun, am făcut. A mai fost o greșeală de-a mea, în care am avut un moment în care eu s-a jucat, am avut meci restant, s-a jucat parcă undeva pe joi. Eu marți, a fost marți, da. Marți a fost primul meu contact cu echipa mare. Miercuri plecam la Botoșani. E adevărat că eu am urmărit antrenamentele. Mergeam la antrenamente. Toate că eu aveam acces la antrenamente când eram la echipa a doua, în momentul când am fost coptat la prima echipă. Aveam acces. Limitat. Dar nu participare. Ce am vrut să spun eu de Olaru? Nu mi se pare în regulă că a venit vorba de Olaru. În momentul când Olaru a luat cartonaș galben la meciul cu Voluntari și meu bun conducător, apropiat, foarte apropiat de jucători, l-a făcut praf. L-a făcut praf. A zis că nu-l respectă, țin minte. A făcut praf. Și atunci am spus, nu-i normal. În primul rând, dacă vorbește antrenorul. Iar ca să vrei să ai o discuție cu Olaru, pentru care este un caracter deosebit și o fire foarte sensibilă, pentru că mi-a atras Dica atenția la una din ședințe și a început să plângă băiatul. Da, incredibil. Da, sunt jucători care sunt mai emotivi, într-adevăr. Da, da, pe teren e alt. Da. Eu spun că Olaru, da, la ora asta, poate să joace în orice campionat din Europa. Nu vorbim de locurile. Da, nu top, da, 3 echipe din campionat, am înțeles, dar poate să joace la echipe de mijlocul clasament. Și atunci, dacă n-ai fost fotbalist, dacă n-ai fost antrenor, tu vrei să le arăți la lume că ești și bun antrenor, ai fi un bun antrenor, că te pricepi la fotbal. Nu-l ceri pe Olaru în presă să vadă lumea, dom'le, ce atitudine ia meu, tot respectul. Ia-l deoparte și poți să ai o discuție cu el. Pentru că înțelege 100% copilul. 100% înțelege. Dacă eu vă spun cu așa teamă, poate înțeles asta ce a cerut Gigi, să fie disciplină la echipă. Dacă nu știi să o transmiți, dacă nu știi să o faci, să creezi această disciplină cu jucătorii, bă, e greu. Bine, asta a rămas în sarcina lui Stoica. Jucătorul de fotbal, în general sportiv, cât e el de dur de o fire sensibilă. La jucătorul de fotbal, în special mă refer că vorbim de fotbal, dacă iei din personalitate, lui trebuie să-i dai personalitate. El trebuie să aibă o exprimare când e jucător degajat. Nu e când trăiește cu sentimentul să nu greșească. Dar credeți că Meme Stoica, prin modul ăsta lui de a lua din personalitatea jucătorilor, cumva vine ca o frustrare a faptului că el nu a ajuns un mare fotbalist? Sau e doar un mod al lui de a încerca să domine un grup de fotbaliști, un grup, un vestiar greu cum e cel de la FCSB? Nu e vestiar greu. Că sunt jucători de valoare, jucători de echipă națională, jucători cu oferte din străinătate. Asta nu e vestiar greu. Păi ce făcea dacă prindea vestiarul lui Steaua din 86? Păi ce făcea atunci? Credeți că intra în vestiarul din 86? Păi l-am adus la Steaua, la echipa asta. Aici l-am adus.
Deci, păi, îmi spuneți că în ceea ce face, l-a făcut praf o săra cu băiat. Mă, poate băiatul nu mă cunoaște, că n-am stat de vorbă de 3 ori cu el. Nu cred. Sunt convins, nu cred. Ceea ce spune meu. Și vreau să vă mai întreb ceva. Sunt de acord să vă răspund la orice întrebare. Poate mă repet. Am făcut niște afirmații. De ce n-a ieșit meu să justifice sau să încerce să spună, bă, strizul ăsta bate câmpii, minte. Păi haideți să vă spun eu de ce cred eu că nu a răspuns. Mergem mai departe. El venea să bea cafeaua, pentru asta venea la stadion. Din aceste cuvinte reiese că el nu vă respectă deloc. Mai departe. Eu nu pot să accept ca un personaj caricatural să reprezinte clubul în conferințele de presă. Când am văzut ce prostii poate să spună în prima deplasare de la Botoșani, nu mai puteam să mă mai uit. Uitați-vă la ăsta ce față are. Bun. Pot să las un asemenea specimen lângă echipă? Știu, s-a făcut o greșeală. Hai să luăm începutul. Mergeți la stadion. Ce faceți la stadion? Bun. V-am mai spus că nu știu dacă era de datoria mea, dar bunul simț mă obliga să vin dimineața până să înceapă antrenamentul, să beau cafeaua. Poate el se referea că și la față, am vreo față de bețiv. Da. Am să vă povestesc că ceea ce înseamnă bețiv între mine și meu. Să le dau bună ziua la antrenori, să le dau bună ziua la jucători și poate să stau 5 minute, 7 minute cu pintii de vorbă. În momentul în care, asta vă spun că am făcut, nu puteam să beau altceva la ora aia decât cafeaua. În momentul în care a început, că asta ce a spus el cu presa, s-a dus la antrenori, ulterior, acum spre în ianuarie. Și a transmis, nu, mint, cred că după al doilea sau al treilea meci, aveți grijă cu strizul că feriți-vă și îndepărtați-vă de el, nu lăsați să apropie de echipă, că vorbește cu presa. Mi-amestec ca incredibil. Și din momentul ăla, n-aș putea să vă dau sursa niciodată, da, pentru că... normal. În momentul ăla nu mai m-am dus deloc. Incredibil, da. Pare șocant pentru că mi-amestec ca pe de altă parte a avut tot timpul o relație, chiar dacă a dorit să pară că e o relație dificilă cu presa, el a avut o relație bună cu presa și în momentul în care mergi într-un vestiar și spui despre un om, indiferent că ți este dușman sau feriți-vă. Nu, ăsta a fost în vestiarul antrenorului. Da, da, în vestiarul antrenorului, am înțeles. Mergi și spui feriți-vă de colegul vostru, de, nu știu, poate amicul vostru, că poate sunteți amic cu unii dintre cei care erau acolo, că ăsta vă toarnă în ziare, la televiziune sau unde eu știu, unde gândea Memestrica, practic v-a pus și într-o situație imposibilă față de restul colegilor dumneavoastră. Și de-aia ați și ales probabil să nu mai mergeți. Și efectiv, nu mai m-am dus deloc. Am evitat să merg. N-aveam ce să fac, trebuia să merg în deplasări. Iar la meciurile de acasă, veneam direct la stadion. Nu mai veneam cu echipa. Cam asta a fost toată povestea.